Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Încă o săptămână a trecut, iată-ne deja în luna februarie. Dacă privim în urmă, în această primă lună a lui 2018, sper că avem lucruri bune de spus și acele lucruri pe care le-am trecut pe listă la începutul anului, am bifat măcar unul din ele, dacă nu chiar câteva. În această săptămână sper că ați fost bine, sper că sunteți sănătoși și sper de asemenea că ați cumulat mai multe întrebări pe care să ni le scrieți în această seară. În live-ul pe care îl puteți urmări chiar în acest moment pe Facebook, așteptăm întrebările dumneavoastră și vom răspunde în direct. Vom începe cu câteva întrebări rămase de dățile trecute, dar astăzi vom privi cât mai mult în live și vom încerca să primim să citim cât mai multe întrebări scrise de dumneavoastră chiar în această seară. Așadar, pregătiți-vă cu întrebările și intrați pe pagina noastră de Facebook dacă vreți să ne scrieți, atât prin comentarii, dar și prin mesaje private. În această seară mă gândeam să vă spun o poveste destul de interesantă pe care am citit-o în această săptămână. Este o pildă, de fapt, despre un cerșetor. El locuia aproape de palat și într-o zi a văzut un mare anunț în care scria că împăratul dă un mare dineu în următoarea seară. Condiția era ca cei care vor veni să fie îmbrăcați în haine împărătești. Cerșetorul, imediat, deducție logică, s-a uitat la hainele lui și a dat seama că nu are haine împărătești, ci niște zdrențe și este imposibil să participe la dineul acesta. Dar își dorea foarte mult, așa că micul lui creieraș, încet, încet, a început să născocească tot felul de idei și soluții. O idee strălucită l-a făcut să facă ochii mari, și s-a gândit, oare nu ar fi prea îndrăzneț din partea lui? Dar până la urmă și-a dat seama că nu are nimic de pierdut, așa că s-a dus la poarta palatului și a vorbit acolo cu un soldat și i-a spus că ar dori să vorbească cu regele. Nu după mult timp s-a întors soldatul și i-a spus că da, regele îl primește să vorbească cu el. În fața regelui era foarte emoționat, tremura și i-a zis: Măria ta, mâine seară organizezi un dineu și cei invitați trebuie să poarte haine împărătești. Eu sunt un amărât, sunt un cerșetor și am zdrențe pe mine. Îmi doresc tare mult să particip la acest dineu. Nu cumva ai câteva haine mai vechi pe care nu le folosești și ai putea să mi le împrumuți? Împăratul s-a uitat la el cu milă și i-a spus că a procedat înțelept să vină la el și îndată l-a chemat pe fiul său să îi dea cerșetorului un rând de haine. Fiul împăratului l-a luat pe cerșetor la el în cameră, i-a pus pe slujitori să spele, să-l parfumeze și i-a dat un rând de haine foarte, foarte frumoase. Cerșetorul se privea în oglindă și nu-i venea să creadă cât de bine era îmbrăcat și cât de schimbat era. În acel moment, prințul i-a spus, uite, cu aceste haine poți participa mâine seara la dineu și un lucru foarte important, nu mai ai nevoie de zdrențele tale. Acum ai aceste haine care vor rămâne ale tale pentru totdeauna. Cerșetorul în acel moment s-a uitat trist la zdrențele lui rămase pe pământ, pe pardoseală și se gândea, oare prințul are dreptate? Sigur nu mai are nevoie de ele? Asta puțin a cântărit și n-a avut încredere. Așa că le-a strâns repede și le-a luat cu el. Imediat s-a dus în palat, la ușa palatului și a așteptat nerăbdător următoarea zi. A participat la dineu, într-adevăr foarte multe persoane îmbrăcate împărătește, feluri de mâncare deosebite pe care le-a văzut, dar o singură problemă. El nu s-a putut bucura de toate aceste lucruri pentru că hainele lui, zdrențele, erau așezate în așa fel încât ajunseseră ca un fel de bocceluță și el le ținea pe picioare din când în când, îi cădeau, așa că trebuia să le caute pe sub masă, să iar să le strângă, să tea cu grija lor, așadar nu a putut să se bucure de acest dineu deosebit și nici de toate felurile de mâncare. După un timp, el a păstrat hainele împărătești, a rămas îmbrăcat cu ele. Dar acea bocceluță cu zdrențe nu a lăsat-o deloc deoparte. Nu avea încredere că noile haine vor rămâne ale lui pentru totdeauna. Pe măsură ce treceau anii,
oamenii îl priveau și se gândeau, oare de ce care acele zdrențe după el când este totuși bine îmbrăcat? Și ajunsese să fie supranumit bătrânul cu zdrențele. La finalul vieții sale, împăratul află că este pe patul de moarte și vine să-i facă o vizită. Cu tristețe observă că lângă patul său existau acele zdrențe. Împăratul a început să plângă și la fel și cerșătorul, pentru că și-a dat seama că multe lucruri din viața lui le-a pierdut, multe ocazii, pentru că a stat tot timpul cu grija acelor zdrențe de care nu s-a putut dezlipi în niciun moment. Tatăl nostru ceresc ne oferă haine împărătești. Ne oferă haine curate, albe, în dorința de a da jos de pe noi zdrențele, de a fi oameni noi. Și probabil că ne este greu să credem că nu mai avem nevoie de acele zdrențe. Dar Tatăl Ceresc ne promite că hainele pe care ni le oferă vor fi pentru totdeauna. Trebuie doar să avem încredere. Și am citit un verset foarte interesant cu care vreau să și începem această emisiune. Se găsește în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Voi citi imediat prima întrebare lui Cornel Dărvășan. El este invitatul meu permanent. În fiecare vineri seara la ora 21 răspunde Biblia prin Cornel Dărvășan. El este teolog și lector universitar doctor. Cornel, bine ai revenit! Bună seara, Loredana! Bună seara, dragi prieteni! Sunt privilegiat că mă aflu în fața dumneavoastră și în această ocazie. Cornel, o primă întrebare din partea Gabrielei. I-am promis că aceasta va fi prima întrebare pe care o voi citi și te rog să fii atent. Primesc vizita unor martori al lui Iehova și îi spun că în Biblie nu este menționat termenul Trinitate și că Dumnezeu și Iisus Hristos au două poziții diferite. Ce explicații aș putea să le dau din punct de vedere al Bibliei și al doctrinelor adventiste? Aș vrea să fac o precizare de la început. Noi aici nu transmitem în mod oficial doctrina Bisericii Adventiste, pentru că eu nu mă aflu în postura de pastor ca să transmit doctrina Bisericii Adventiste. Eu sunt doar un angajat al unei televiziuni care am convingeri adventiste, e adevărat, dar nu ne erijăm în persoane autorizate ca să spunem, domnule, Biserica Adventistă crede așa sau crede așa. Adică nu am această postură, ci ca un simplu om care îmi place să citesc, încerc să răspund la întrebarea telespectatoarei noastre. Prietenii noștri martori lui Iehova sunt un exemplu pentru mulți dintre creștini în râvna lor pentru a predica Evanghelia. Acesta este un lucru pe care trebuie să-l învățăm de la prietenii noștri martori lui Iehova. În același timp însă trebuie să înțelegem că Sfânta Scriptură este un tot unitar și atunci când nu ne convin anumite aspecte ale Sfintelor Scripturii, noi trebuie să le credem și să le acceptăm. Cuvântul Trinitate nu există în Biblie, e adevărat. Lucrul ăsta este adevărat. Doar că există cuvântul Dumnezeire în Biblie, care este același lucru. Dacă cineva sau cuiva nu-i place cuvântul Trinitate, poate să-l folosească pe cel de Dumnezeire. Dumnezeire, asta înseamnă expresia lui Dumnezeu. Cum Dumnezeu s-a întrupat. Îi rugăm pe dragii noștri privitori să ne ierte pentru aceste zgomote. Avem o trupă de băieți care în fiecare vineri seara văd că nu ne lasă să facem emisiunea cum trebuie. Sper să reușească să asculte dincolo de țipetele care se aud prin jur. Avem izolare, dar nu avem izolare chiar atât de bună. Închidem paranteza aceasta. Așadar, în legătură cu Trinitatea, există mari controverse în creștinism și sunt unii care sunt astăzi foarte interesați să dovedească antitrinitarianismul lor în Facebook, peste tot, parcă asta este misiunea vieții lor. Dragilor, atenție, noi nu știm în mod deplin cum este Dumnezeu astăzi, noi prorocim în parte, cunoaștem în parte, când vom vedea față în față, atunci acest în parte se va sfârși. Nu mai insistați să dovediți anumite lucruri pe care nu aveți cum să le dovediți pentru că nu le cunoașteți. Noi cunoaștem ce ni s-a descoperit din Sfânta Scriptură. Și anume ce ni s-a descoperit. Ni s-a descoperit faptul că Tatăl este Dumnezeu, că Fiul este Dumnezeu și că Duhul Sfânt și Dumnezeu sunt termeni interschimbabili și Duhul Sfânt are caracteristicile unei personalități.
adică ale unei persoane. Asta ni s-a descoperit în Biblie și pot să justific cu texte biblice exact ceea ce am spus. Faptul că în postura de om Iisus zice Tatăl este mai mare decât mine, este adevărat. Da, Iisus a venit și s-a golit pe sine însuși ca să răscumpere pe orice om, ca să ajungă ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dar asta nu înseamnă că Iisus este inferior Tatălui. El zice așa, Apostolul Pavel în a doua, în Filipeni capitolul 2, versetul 5, să aveți și voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Știți ce înseamnă cuvântul deopotrivă? Același nivel. Același nivel. Eu am inventat chestia asta. Deopotrivă, omolog cu Dumnezeu. Eu am inventat asta. Așa scrie în Sfânta Scriptură, nu este o invenție. Iar băieții ăștia care cred că Iisus Hristos are un început născut din Tatăl. Adică în veșnicie cândva, din Tatăl o emanație s-a transformat în Fiul. Acești oameni trebuie să citească Sfânta Scriptură. Exact așa cum spune ea, nu cum vor ei să spună ea. Ce înseamnă singurul născut din Tatăl? Înseamnă că Iisus Hristos este născut din Tatăl pentru a noastră mântuire prin Fecioara Maria. Asta înseamnă nașterea lui Iisus. Nu că în veșnicie Iisus este tributar acestei părți numite timp. Pentru că în Isaia capitolul 9, versetul 6 se spune căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Dumnezeu tare, Părinte minunat, sfetnic, Părintele veșnicilor și Domn al păcii. Ce înseamnă Părintele veșnicilor? Înseamnă cel care este Tatăl timpului, cel care este dincolo de timp. În traducerea prietenilor noștri, Martorul Lehova, acest text spune Tatăl Eternității. Adică Iisus, Tatăl Eternității. Foarte interesant, zic. Foarte interesant. Deci, dacă Iisus este Tatăl timpului, Iisus nu are cum să fie subordonat timpului. Adică la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Adică la început. Iisus nu are început. El însuși zice, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Iisus zice asta. Zice și Tatăl și zice și Iisus. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Așadar, Trinitatea nu poate fi înțeleasă pe deplin de mintea omenească limitată. Dar noi înțelegem ce ni s-a descoperit. Și în ciuda multor reacții, că, spre exemplu, citeam săptămâna aceasta, unul foarte nervos, îmi scrie în privat, că adventiștii de astăzi cred că adventiștii pionieri au fost proști. Referindu-se la faptul că adventiștii pionieri nu credeau în Trinitate și că, uite-te, cum credem noi după 1931, înseamnă că am luat doctrina de la catolici. Dragii mei, vă mai spun o dată, cu duhul blândeții, cu fermitate în același timp, pionierii adventiști de ziua șaptea, ce înseamnă pionieri? Primii care au încercat să se organizeze în această biserică. În 1863 s-a organizat Biserica Adventistă ziua șaptea. Aveau încă multe de învățat și multe lacune în ceea ce privește credința lor. Unii credeau în Trinitate, că veneau din anumite biserici trinitariene, alții nu credeau în Trinitate. Până s-a produs această armonizare și o declarație oficială a bisericii, au trecut câțiva ani. Unii mâncau porc, alții făceau alte lucruri. A trebuit un timp ca să se vadă această armonizare. Dar cel mai de preț lucru pe care vreau să le spun acestor oameni este următorul. Nu ți se pare ciudat că devii rău atunci când vrei să nu accepți Trinitatea? De ce să devii rău? De ce ești atât de virulent? De ce scrii mesaje peste mesaje și nu mai poți? Care e problema ta? Fii bun. Fii calm. Dacă ai un alt punct de vedere, spune-ți-l cu demnitate. Nu fii virulent. Că nu ăsta este spiritul. Eu am impresia că cei care nu cred că Duhul Sfânt este Dumnezeu, au o problemă și Duhul Sfânt se retrage. Și atunci dacă Duhul Sfânt se retrage, tu renunți la singura ta legătură cu Dumnezeu posibilă și tu nu mai poți să fii blând, bun, să treci roada Duhului. Așa că ăsta este un semn de întrebare. De aceea
să avem înțelepciune de care vine de la Dumnezeu. O primă întrebare din live, din partea lui Costel, Maleahi 4, 5 și 6. Capitolul 4, versetele 5 și 6. Când va veni al treilea Ilie? Zice așa, iată voi trimite pe prorocul Ilie înainte să vină ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovești țara cu blestem. Aici profeția se referă în mod special la venirea lui Ioan Botezătorul. Este ceea ce spunea Domnul Hristos. Când l-au întrebat pe Ioan, ești Ilie? El a zis că nu. Dar Domnul Hristos spune, Ilie a și venit. Și ei au înțeles că vorbea despre Ioan Botezătorul. Ce înseamnă Ilie? De ce a răspuns Ioan Botezătorul că nu este Ilie? A răspuns că nu este Ilie pentru că nu e vorba despre reîncarnarea lui Ilie. El era altcineva, dar a venit cu aceeași evanghelie ca a lui Ilie. Ce a făcut Ilie, spre exemplu? Ilie a predicat lui Ahab și Izabelei și poporului întoarcerea la o închinare adevărată. Ce a zis Ilie poporului? Ați părăsit poruncile Domnului și v-ați dus după Baal. Iată întoarcerea la poruncile lui Dumnezeu. Aceasta este una dintre solile lui Ilie. Ce a făcut Ioan Botezătorul? Când l-a văzut pe Irod stând cu nevasta fratelui său, într-un incest păcătos vizibil și tupeist, i-a zis, nu ți este îngăduit să iei pe nevasta fratelui tău. Întoarcerea la poruncile lui Dumnezeu. Același spirit al lui Ioan Botezătorul, ca și al lui Ilie. Scoală-te că ți-au de voie de ploaie, a zis Ilie lui Ahab. Ilie a vestit ploaia. Ioan Botezătorul a vestit Duhul Sfânt, care venea prin Domnul Iisus Hristos. El a pregătit calea Domnului Hristos. E bine, acest spirit și acest mesaj, spune prorocul Maleahi, că va fi predicat înaintea de venirea Domnului Iisus Hristos. Eu nu cred într-o reîncarnare a lui Ilie care vine să predice din loc în loc, ci cred că această solie a lui Ilie va fi predicată și este predicată și eu mă consider unul dintre aceia care predică această solie a lui Ilie de întoarcere a oamenilor de la păcat la poruncile lui Dumnezeu. Așa înțeleg eu acest pasaj. Din partea micuțului ursuleț, Levitic 27 cu 29, reiese că se putea face vreo crimă în acel context, având în vedere decalogul sau este recurată vreo greșeală din multiplele traduceri din vechime? Să facem un anunț. Se pare că pe Facebook se întrerupe. Dragi prieteni, intrați pe site-ul nostru www.a7tv.ro, se vede la calitate mai mare. Ne pare rău că Facebook în ultima vreme dă niște rateuri teribile și au niște legi foarte interesante. Multe lucruri pot fi bine prezentate, dar anumite emisiuni de televiziune nu sunt atât de bine văzute. Leviticul, mai citești o dată, te rog. 27 cu 29. 27 cu 29. Ce zice aici? Tot ce va dărui un om Domnului, versetul 28, prin făgăduință din ce are, nu va putea nici să se vândă, nici să se răscumpere, fie om, fie dobitoc, fie un ogor din moșia lui, tot ce va fi dăruit Domnului va fi un lucru prea sfânt pentru Domnul, nici un om închinat Domnului prin făgăduință nu va putea fi răscumpărat, ce va fi omorât. Ideea este că în contextul acesta, unii dintre oameni au făcut juruințe. De exemplu, dacă o mamă, cum a fost Ana, mama lui Samuel, l-a închinat pe Samuel Domnului, l-a lăsat la templu și Samuel a devenit un preot, nu mai putea fi răscumpărat. Adică dacă la un moment dat, peste câteva luni, ea se răzgândea și zicea, nu mai vreau să fie închinat Domnului, îl iau acasă, nu se putea lucrul ăsta, trebuia să fie omorât. Erau niște legi, nu te joci cu numele lui Dumnezeu, nu te joci cu promisiunile lui Dumnezeu. Da? De aceea lucrurile cred că stau în felul acesta. Nichi te întreabă cine este împărăteasa din Matei 12 cu 42. Matei? Capitolul 12, versetul 42. Versetul 42. Probabil că este împărăteasa din Seba. Împărăteasa de la mează zi, da, se va ascula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi pentru că ea a venit la marginile pământului să audă înțelepciunea lui Solomon. E vorba de împărăteasa din Seba. Și iată că aici nu este mai mare decât Solomon. Da? Domnul Iisus avea un discurs motivațional, domnule, fiți atenți cu cine stați de vorbă, că eu sunt Mesia.
Iar împărăteasa a venit de la, mi-a zis, aud înțelepciunea lui Solomon și într-o zi va judeca neamul acesta de oameni. Băi, eu am venit de la kilometri să-l aud pe Solomon și voi nu ați vrut să-l primiți pe cel care este Mesia, cel care este mai mare decât Solomon. Cam asta spune Domnul Hristos aici. Dan ne-a scris două referințe biblice, dar mi este foarte greu să le identific. Ioan 1111:14 și Matei 1:1-21. Poate îți dai tu seama ce versete ar fi acestea? Deci, Ioan 11:14. 11:14, da, probabil. Ioan 11:14 spune așa. Atunci Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit, și apoi Matei 1:21. Cred, da. Matei 1:21 mi apare mie. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus pentru că el va mântui poporul de păcatele sale. Ce înseamnă aceste versete? În Ioan 11:14 este simplu. Iisus îi anunță pe ucenici că un prieten de-al lui, Lazar, doarme și ei au zis, Doamne, dacă doarme, ar să se facă bine. Și pentru că ei n-au înțeles că vorbește despre odihna morții, pentru că și moartea este comparată cu odihna Sfânta Scriptură, Iisus le spune simplu, Lazar a murit. Iar cea din Matei 1:21, ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus pentru că el va mântui poporul lui pe păcatele sale. Ce înseamnă asta? Este făgăduința pe care îngerul i-o spune lui Iosif, atunci când Iosif se îndoia, să o ia pe Maria, să nu ia, că era înstrăcinată. Iisus înseamnă, Jehova este mântuire, asta înseamnă, Dumnezeu este mântuire, și va fi mântuitorul, el va mântui poporul său de păcatele sale. Aurel vrea să citești 1 Împărați 21:27-29 și să-i spui de ce Dumnezeu a ales să aducă nenorocirea casei lui Ahab în timpul vieții fiului lui Ahab. Pentru că fiul lui Ahab nu s-a pocăit. De aceea. Dacă fiul lui Ahab se pocăia, Dumnezeu nu aducea nenorocirea în timpul vieții lui. Dar pentru că Ahab s-a pocăit, deși primise o sândă, uite, o să aduc peste tine și așa mai departe, Ahab a umblat în sac și cenușă și Domnul zice, ai văzut pe robul meu Ahab? Uite cum s-a smerit și s-a pocăit. Nu voi aduce în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului lui. Așa că atunci când un om se consacră pe sine, se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu are în vedere lucrul ăsta și anumite consecințe ale păcatelor lui nu-l ajung, pentru că Dumnezeu pune mâna ca să nu-l ajungă. Dar dacă omul merge și zice răului bine și binele rău, primește. Uneori primește pedepsa. Nu întotdeauna, că Dumnezeu este și atunci bun. Dragi prieteni, am văzut că mă întrebați care este site-ul, îl repet și eu, a zis și Cornel un pic mai devreme, www.a7tv.ro. Acolo puteți urmări transmisia live. Din nefericire, acolo nu puteți să ne scrieți întrebările. Cornel, Dani spune că l-a visat pe Iisus și i-a promis că se va pocăi. Să creadă în vise sau nu? Dragă Dani, dacă i-ai promis lui Iisus că te voi pocăi, ține-te de cuvânt. E cel mai bine. Pentru că așa zice Domnul. Pocăiți-vă și fiecare se întoarcă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele. Gabriel vrea să știe dacă Dumnezeu a creat soarele și luna în a patra zi, dar zi și noapte a fost încă din prima zi de creație. Cum a fost posibil acest lucru? Am o întrebare, ca să știe, dragi noștri telespectatori. În acest studio avem soare? Acum nu. Avem lumină? Da. Dacă noi, oamenii limitați și slabi, suntem în stare să facem o lumină, care nu vine de la soare? Care este principiul existenței? Dumnezeu oare nu putea să facă lumină ca principiu înainte ca să vină la soare? Cu toate categoric. Deci Dumnezeu a făcut în prima zi lumina ca principiu, iar după aceea a lăsat ca pe pământ să se reflecte lumina datorită soarelui. Contraceptivele sunt un păcat? Doamne, este o problemă grea asta, pentru că mulți creștini au această idee că a te feri să faci copii este un păcat. Mulți creștini, spre exemplu, au foarte mulți copii, gândindu-se că dacă le dă Domnul, trebuie să aibă. Eu admir foarte mult familiile care au mulți copii, pentru că atunci când sunt familii puternice și lucrurile sunt bune, e mare lucru să crești 10, 12, 14 copii. Sunt astăzi familii cu 14, 18 copii. Ideea este că uneori
copiii din aceste familii care nu au timpul părinților pentru educație, pentru creștere, sunt foarte necăjiți unii dintre ei. De aceea, trebuie să ținem cont de câteva lucruri esențiale. Conform Bibliei, noi nu avem porunci clare cu privire la anticoncepționale sau contraceptive. Dar conform organismului nostru, noi știm, spre exemplu, că nu orice celulă feminină se fecundează și nu orice celulă masculină se fecundează. Adică sunt pierderi de celule feminine și pierderi de celule masculine. Dacă organismul este croit în așa fel încât foarte multe milioane de celule masculine mor, foarte multe celule feminine mor fără a fi fecundate, înseamnă că moartea unei celule masculine și moartea unei celule feminine nu este un păcat, pentru că ele mor de la sine. Odată cu unirea celor două celule, după ce celula masculină se unește cu celula feminină și formează zigotul, care această celulă se fixează apoi în burta mamei, în uterul mamei, părerea mea este că orice agresiune împotriva acestei noi celule formate din celula masculină și celula feminină este o greșeală, este un păcat. De ce? Pentru că acolo deja ai o potențială ființă. Și am un text pentru lucrul acesta. Când Dumnezeu vorbește despre ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, o să caut textul chiar acum, vorbește foarte concret și zice așa: la un moment dat zice așa: ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie. Nu am găsit încă textul, o să-l caut imediat într-o altă situație. Așa. Ideea este că atunci când un bărbat lovește o femeie însărcinată, despre asta era vorba, trebuie să dai ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, viață pentru viață. Da? Viață pentru viață. Să citim în ceea ce spune Domnul Iisus în Matei, la capitolul 5, de la versetul 38, zice așa: ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celor ce vă face rău, oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Iisus vine să facă o etică împărăției sale aici, dar citează, ia să vedem de unde, să citim Leviticul 24 cu versetul 20, ia să vedem. Foarte interesant această expresie, da? Leviticul 24 cu versetul 20. Zice așa: da, dacă cineva rănește pe aproapele său, să-i se facă așa cum a făcut și el, frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, să-i se facă aceeași rană pe care a făcut-o aproape lui său. Nu acesta este textul, dar oricum, asta este ideea. Adică Biblia spune că femeia însărcinată are viață în ea însăși. Iar dacă femeia aceasta pierde sarcina atunci când este lovită, tu trebuie să dai viață pentru viață. Te sinucizi, adică? Nu, cine a lovit trebuie să fie omorât. Okay. Da? Asta era legea. Trebuie să găsesc textul în timp ce mai cauți tu, mai caut și eu pe internet. Eu am deja o altă întrebare, da? Pregătită din partea lui Florinache. Am observat că o parte din AZŞ spun că Dumnezeu va mântui și din alte confesiuni și știu că și dumneavoastră ați afirmat acest lucru. Pe ce vă bazați? Pe intuiție? Această afirmație dărâmă sabatul de ziua a șaptea. Nu dărâmă niciun sabat. Să ne întrebăm dacă Iisus predica în ziua a șaptea în timp, iar ceilalți sunt la muncă și așa mai departe. Am găsit textul. Leviticul capitolul 25, versetul 45 și 46 spune așa:
pe laptop poți nu, da altceva? Nu, acesta este, da, nu acesta este. De Exodul 21, 3, Deuteronom 22, 18 și 19. Imediat trebuie să-l caut neapărat, este foarte important, da? Da. Așa, 22, 18 și 19, nu. Și Exodul 21 cu 30. Exodul 21 cu 30. Ia să vedem dacă este și acesta. Da, uite că am reușit până la urmă. Ia uite, Exodul 21 cu versetul 22. Dacă se ceartă doi oameni și o lovesc pe o femeie însărcinată, da? O femeie însărcinată, adică are o sarcină. Da. Și o fac doar să nască înainte de vreme, fără alte nenorocire, să fie pedepsiți cu o gloabă pusă de bărbatul femeii și pe care o vor plăti după hotărârea judecătorilor. Dar dacă se întâmplă o nenorocire, vei plăti viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, când ai în pântece ceva care crește, este viață. Da? Asta este o problemă. Pe ce ne bazăm că sunt și alții mântuiți? Dragul meu... Dumnezeu m-a mântuit. Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință, zice cuvântul lui Dumnezeu, ci dorește ca toți oamenii să vină la pocăință. În al doilea rând, Dumnezeu va mântui pe fiecare om în funcție de numele lui Iisus Hristos. Ioan 4 cu 12 zice, nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și noi, dacă l-am iubit pe Domnul Hristos cu toată inima noastră, dar nu am înțeles și nu am auzit anumite aspecte care țin de legea Lui, care țin de etica împărăției Lui, Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. Și Dumnezeu mântuiește pe oameni. Doar că atunci când noi știm un adevăr și ne încăpățânăm să nu-L credem, să nu-L experimentăm în viața noastră, atunci lucrurile capătă dimensiuni dramatice. De aceea, ne trebuie să cunoaștem ceea ce vrea Dumnezeu de la noi și să ne dorim să păstrăm exact așa cum zice Dumnezeu. Și Ioan 7 cu 17 spune, dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă dorește lucrul ăsta. Va ajunge să cunoască. Dana întreabă dacă Duhul Sfânt este dar de la Domnul. Da, putem spune că Duhul Sfânt este darul lui Dumnezeu pentru omenirea aceasta. Noi astăzi stăm în acest context prin Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt nu ar lucra la inimile noastre, noi nu am fi interesați de astfel de subiecte, de astfel de emisiuni. N-am fi interesați, pentru că noi oamenii suntem firești și nu suntem interesați de așa ceva. Aurel vrea să știe ce este un proroc și care este diferența dintre un proroc și un profet. Nu este nicio diferență între proroc și profet. Prorocul și profetul sunt două sinonime, limba română. Prorocul și profetul primesc de la Dumnezeu prin anumite căi niște mesaje. De exemplu, prorocii care au scris Biblia, unii dintre ei au primit ca într-o panoramă, așa cum se scrie. Alții au fost duși într-o viziune. Uite, fă treaba asta, scrie. Alții au fost influențați în duhul lor. Dumnezeu le-a vorbit inimii lor. Uite, scrie. Alții pur și simplu au auzit o voce. Cuvântul Domnului mi-a vorbit, scrie. Și ei înșiși declară că nu sunt ideile lor, ci sunt ale lui Dumnezeu și ale Duhului Sfânt care i-a inspirat. Apostolul Petru vorbește în a doua Petru, capitolul 1, versetul 19, și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Să știți că mai întâi de toate nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci oamenii nu au vorbit de la ei, ci au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Aceasta este caracteristica principală a profetismului. Un om care se deschide la apelurile Duhului Sfânt, care lucrează în el, îl inspiră și el scrie sau vorbește sau predică. Din partea Lidiei, expresia sac și cenușă, la ce se referă? Era o modalitate de căință din Vechiul Testament. Oamenii se îmbrăcau haine ponosite, haine de sac, un fel de autopenitență, ca la pușcărie, te îmbraci așa, și cenușă, în sensul că se turna cenușă pe trup, era o chestie care nu te îmbolnăvea, în sensul că nu, cenușa știm că este sterilă, da? Și în același timp ești murdar, ești într-o dezamăgire de tine însuți. Și cei care se îmbrăcau un sac și cenușă și posteau în felul acesta dovedeau că nu le pasă de ei înșiși, ci au o problemă pe care vor să aducă înaintea lui Dumnezeu.
Florin vrea să știe ce să înțeleagă din Proverbe 25, versetele 2, 3 și 4. Proverbe 25, versetele 2, 3 și 4. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse. Scoateți gura din argint și argintarul va face din el un vas ales. Ce înseamnă slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor? Adică faptul că unele lucruri nu ne sunt descoperite, pentru că noi nu le putem percepe cu mintea noastră limitată. Slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Dumnezeu îngăduie ca averile împăraților, visteriile împăraților să fie cercetate. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului, inima împăraților sunt nepătrunse. Da, este o metaforă aici, în sensul că la fel cum este de înalt cerul, este de adânc pământul și inima împăraților care este imprevizibilă. Acum zice dată, iert mâine, stai capul și cam asta este, sunt nepătrunse. Scoateți gura din argint, argintarul vă face din el un vas ales. Înseamnă că trebuie să curățăm ce este calitativ, de ce este necalitativ, zgura și argintul nu se compară. E vorba despre o acțiune care, alchimia aceasta a îndepărtării zgurii din minereul de argint. Dacă faci lucrul ăsta, dacă reușești, argintarul va face din acel argint un vas deosebit. Sunt tot felul de declarații ale lui Solomon, câteva proverbe strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Aurel vrea să știe care este diferența între curvari și preacurvari și referința biblică pe care o dă Evrei 13 cu 4. În accepțiunea populară, curvia este înainte de căsătorie, preacurvia este o relație cu altcineva decât cu soțul sau cu soția după căsătorie. Ok, Roman 9 cu 13, Sebi. După cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-a urât. Și a zis Rebecii, cel mai mare va fi rob celui mai mic. Apostolul Pavel vrea să spună că Dumnezeu este suveran. Dar vreau să reiterez o idee pe care am mai spus în emisiunile trecute. Pe Iacov l-am iubit nu pentru că Iacov nu-și dorea să fie iubit și Dumnezeu l-a iubit în contra voinței lui. Pe Esau l-a urât nu în sensul că ce mult ar fi dorit Esau să fie iubit, dar Dumnezeu l-a urât, că așa a căzut sorțul pe Esau. Nu, fiecare s-a comportat în virtutea tendințelor lui speciale. De exemplu, Esau a nesocotit porunca fraților, părinților lui și s-a căsătorit cu două fete care îi aduceau numai necaz lui Isaac și Rebecăi. Iacov a fost mai cu minte până la momentul în care a furat binecuvântarea fratelui său și Dumnezeu n-a văzut chestia asta ca fiind o tragedie de nereparat, pentru că la un moment dat s-a uitat la inima lui și a văzut că el își dorea binecuvântarea. Chiar mâine am un mesaj despre părinții lui Iacov și Esau și peste o săptămână un mesaj despre Iacov și Esau cu furtul binecuvântării. Mâine la 11 vă recomand, dragi prieteni, să ascultați un mesaj deosebit. Așadar, Dumnezeu este suveran și Dumnezeu poate să aleagă și poate să facă ce vrea El. Dar Apostol Pavel zice la un moment dat, nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nu este. Problema noastră este că noi nu-L tragem de mânecă pe Dumnezeu, El face ce vrea. Eduard, văd că ne-ai scris că sărim peste întrebări. Din cauza faptului că se mai întrerupe transmisia pe Facebook, este posibil să nu găsim fiecare întrebare. Dacă ai scris o întrebare și nu am citit-o, te rog să o rescrii. Paul vrea să știe dacă Iisus are frați biologici. Matei 13, 55 și 56. Matei 13, 55 și 56, petrecerea de dincolo este întoi, ne mai deranjează prietenii, dar sper că noastră rezistați așa cum rezistăm și noi. Și tu să nu-ți pierzi concentrarea. Da, Matei 13, 30 și... 13, 55, 55 și 56. Da, oare nu este El fiul tâmplarului? Nu este Maria mama lui? Și Iacov, Iosif, Simon și Iuda nu sunt ei frații lui? Și surorile lui nu sunt toate printre noi? Atunci de unde are toate lucrurile acestea? Există două teorii aici, în teologie. Eu înclin să cred una dintre ele. O teorie spune că
această expresie pe care o folosește Matei, cu alte cuvinte, dar n-a cunoscut-o până ce i-a născut un fiu, este că Maria a fost fecioară când l-a născut pe Iisus, dar după aceea Iosif a cunoscut-o, în sensul că după aceea a avut și alți copii și aceștia ar fi copiii lui Iosif. Iar cealaltă teorie spune că Maria a fost luată de un bărbat căruia îi murise soția din prima căsătorie și avea alți fii mai mari, iar fii aceștia erau mai mari decât Domnul Iisus Hristos și Maria a venit așa ca o lipeală la familia lui Iosif, care avea mai mulți copii. Eu înclin să cred a doua variantă, că Maria n-a mai avut alți copii în afară de Iisus și că aceștia au fost fiii lui Iosif. În general, ni se spune mama și frații lui Iisus, cam aceasta este expresia. Iar cel mai puternic argument pentru aceasta este că atunci când Domnul Iisus Hristos era pe cruce, nu o recomandă pe mama lui unia dintre frații săi, ci îi spune lui Ioan, fiule, iată mama ta, mamă, iată fiul tău, pentru că dacă ar fi fost copiii ei, era normal și logic ca să fie încredințată unuia dintre ei ca să fie îngrijită la bătrânețe. Întrebări, de ce se întrerupe? Facebook-ul este cel cu problemă, așa că intrați pe site-ul nostru a7tv.ro sau chiar pe pagina de YouTube. Acolo, cu siguranță, transmisia va fi fără întrerupere. Care este punctul de vedere al Bibliei despre dans? Ingrid vrea să știe. Noi nu avem explicit nu dansați în Biblie. Ba din contră. Avem lucrurile un pic ciudate din punctul nostru de vedere, pentru că David a jucat din răsputeri în fața chivotului lui Dumnezeu și se juca în vechime, mai ales la nunți, erau obiceiuri orientale în care oamenii dansau, însă acele dansuri țărănești și populare nu aveau stiluri senzuale, așa cum există astăzi în dansul modern. Dacă înțelegi prin dans o mișcare fizică pe muzică, în care îți dezvolți și dezmorțești mâinile și picioarele și capul și mergi în felul ăsta, nu cred că este nicio problemă. Sau o horă? Sau o horă în care se dezmorțesc picioarele, doar că la horă, în momentul în care prinzi mândruța de mijloc și o tragi lângă tine, nu se cade să faci asta cu cineva care este căsătorită cu altcineva. Okay. Și de aici în cap probleme. Am mai povestit la mine în sat la o nuntă, s-a întâmplat așa, mi-a cărpit unul Mirel, l-a cărpit pe fostul prieten al miresei, care a făcut pariu că el o joacă neapărat pe mireasă și a strâns nu știu cum spre el și a venit Mirele și tras un pumn, ne-a speriat toți copiii. Așa că nu recomandăm chestia asta. Și acum, cum să vă zic eu, atunci când dansul de astăzi este o școală a senzualității, când se dansează foarte lasciv, când lucrurile merg în direcția aceasta, nu poți să lauzi pe Dumnezeu prin aceasta luând la dans pe cineva care nu ți este partener de viață. Dacă este partenerul tău de viață, încuie ușa după tine, dansează, că și relația de bucurie intimă este tot un dans până la urmă, nu zice nimeni nimic. Însă atunci când în public faci chestia asta, bine, dar valsul, dar celelalte lucruri... E o distanță între cei doi, totuși. Da, există o distanță între cei doi, dar eu îți ating mâna ta și mă uit și pot să o mângâi și de la chestia asta poți să ajungi la alte lucruri. E bine, puteți zice cineva, domnule, sunteți obsedați că nu se întâmplă așa ceva. E posibil să nu se întâmple, însă Dumnezeu zice feriți-vă de tot ce se pare rău. Așa că, în contextul acesta, noi nu recomandăm dansul acesta lasciv și popular, însă, în momentul în care ești căsătorit cu soția ta și în camera ta vrei să te miști pe muzică, îți doresc succes. Aurel te întreabă ce este acest țepuș din 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 7. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 7, zice Apostolul Pavel că de 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia acest țepuș din carne, dar Domnul mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. 2 Corinteni 12 cu 7. După
foarte mulți specialiști ai Bibliei. Se pare că odată cu convertirea lui Pavel pe drumul Damascului, el a primit niște solzi pe ochi, a venit Anania și i-a zis: primește-ți vederea, frate Pavele sau frate Saule, doar că e posibil ca apostolul Pavel să nu fi primit toată vederea și să fi avut o miopie. Și lucrul ăsta îl durea foarte tare, pentru că el ar fi citit, săracul, și mai mult, și mai mult. Și dacă îți aduci aminte, Pavel nu prea scrie el cu mâna lui, zic specialiștii că nu vedea, punea pe un secretar să scrie. Această scrisoare este scrisă de Sosten, de Timotei, de nu știu ce. Aceste cuvinte au fost scrise cu mâna mea, Pavel. Iată că la un moment dat el scrie și el să vadă, frații, cum e scrisul lui. Dar se pare că avea o problemă de ochi, o problemă de miopie, și l-a rugat pe Domnul să îi ia acest țepuș și Domnul i-a zis: harul meu ți-este de ajuns. Deci el nu a fost lat ca să nu mă îngânf. Așadar, Pavel, care vindecă bolnavi, care face minuni, nu se poate vindeca pe sine, pentru că Domnul nu i-a îngăduit lucrul acesta. Nicoleta vrea să explici Samuel 16 cu 14. Care Samuel? Întâia sau a doua Samuel? Nu scrie. Întâi Samuel 16 cu 14. Probabil. Spune așa: Duhul Domnului s-a depărtat de Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Cred că asta este, probabil, asta este expresia. Duhul rău că venea de la Domnul. Da, e o problemă destul de sensibilă. Noi ne gândim, Domnule, Dumnezeu nu ar trimite un duh rău, ar trimite doar un duh bun. Însă cred că Dumnezeu face ce vrea. Iar dacă tu refuzi ascultarea de Dumnezeu, s-ar putea să vină și un duh rău peste tine. La un moment dat m-a întrebat cineva, spune asta, m-a sunat și m-a întrebat: Domnule, ce se întâmplă cu episodul ăla cu Mica în fața lui împăratului, când toți i-au zis: du-te la război, toți prorocii, și Mica zice: uite, vreau să spun și eu ceva, împărate. Un duh de minciună a ieșit de lângă tronul lui Dumnezeu și a pus minciună în gura tuturor prorocilor care au vestit greșit, dar eu vă spun lucrul ăsta astăzi. Cum adică un duh de minciună în jurul tronului Dumnezeu? Dragilor, sunt puteri care se luptă în cer. Nu știu dacă nu cumva acolo la Domnul, în jurul tronului, în vremea aceea mai existau și duhuri rele și demoni, pentru că aduceți aminte că suntem în Vechiul Testament și Satana venea și el în mijlocul Domnului, și dacă Domnul îi zice du-te, Satana se duce. Dacă Domnul îi zice un duh rău, un duh rău se poate duce. La un moment dat niște duhuri au cerut lui Iisus să intre în porci și Iisus a zis: duceți-vă, și a intrat în porci. Adică cred că după crucea Domnului Hristos, diavolul n-a mai avut acces în cer, pentru că tot universul s-a convins de cine este diavolul și de cine este Iisus. Dar aici ne aflăm în Vechiul Testament, în care în jurul tronului există Duhul lui Dumnezeu, există îngeri slujitori și există și duhuri rele. Și dacă la un moment dat Dumnezeu îngăduie, duhul rău pleacă să rezolve o problemă, să biruie pe Saul. Duhul rău abia așteaptă. El nu poate să plece fără ca Dumnezeu să-i dea voie. Nimic nu se întâmplă fără voința, cel puțin permisivă, a lui Dumnezeu. Însă, dacă Saul era un ascultător, Dumnezeu nu trimitea duhul rău peste el. Așa înțeleg eu lucrul acesta. Cosmin vrea să știe dacă pot copiii cu vârstă de 8 ani sau 12 ani, care nu au legământ în apa botezului, dar sunt botezați cu Duhul Sfânt, să ia parte la cina Domnului. Dragă Cosmin, botezul cu Duhul Sfânt este altfel decât este înțeles în accepțiunea generală când se spune botezul cu Duhul Sfânt. Dăm voie să spun lucrurile drept. De curând am fost undeva unde m-am rugat într-o biserică, iar un om lângă mine, după ce s-a rugat câteva cuvinte în românește, a început să țipe ceva de genul acesta: aș haroșo cara cara la corbă de coro, rocoro coro coro la corbă de coso, aș haroșo cara la cara la brălă de coro, aș haroșo la cara la colo coroco. Și mi-am dat seama că spune aceleași chestii, niște consoane neinteligibile cu niște vocale. Și mă gândeam, dacă i-aș arăta eu lui ăsta
spre exemplu, să vă spun ce i-aș arăta. Dacă își arătau omului ăstuia 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 28, dacă nu este cine să tălmăcească, și se referă la o limbă pe care Duhul Sfânt poate să-i o dea unui om, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Mă gândeam dacă i-aș arăta oare ce ar zice băiatul. N-ar vrea să-l jignesc, știi? Dar vreau să te asigur, dragul meu, că nu acesta este botezul cu Duhul Sfânt. Indiferent cât de greu ți-ar pica chestia asta. A rosti niște cuvinte neînțelese de nimeni, doar niște consoane și niște vocale, când îți pleacă mintea la plimbare de multe ori, nu este botezul cu Duhul Sfânt. Poți să ai botezul cu Duhul Sfânt și fără să ai vorbirea în limbi. Așa spune Sfânta Scriptură, în 1 Corinteni, capitolul 12. Pentru că Duhul dă fiecăruia în parte cum voiește El. Și apoi zice Apostolul Pavel, în versetul 13, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh. Am fost botezați de un singur Duh. Și apoi zice, la sfârșitul capitolului 12, versetul 29, oare toți sunt apostoli? Dacă am fost botezați cu Duhul Sfânt, toți suntem apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au darul tămăduirilor. Ce are răspuns la întrebarea asta? Nu, nu toți. Toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc? Nu. Deci poți să fii botezat cu Duhul Sfânt și dacă nu vorbești în alte limbi. Personal nu recomand botezul copiilor de 8 și 12 ani. El întreabă dacă ei pot să ia parte la... Am înțeles, lasă-mă să răspund acum și la întrebarea asta. Da. Personal nu recomand botezul copiilor între 8-12 ani. Am botezat și eu, cred că odată, o fetiță 12 ani într-o familie creștină și a fost bine, că ea a dorit cu toată inima și cred că nu e bine să oprești. Dar până la 12 ani e bine să îl înveți pe copil toate lucrurile până împlinește 12 ani cel puțin. Cina Domnului este un act sacru care nu poate fi înțeles în deplinătatea lui înainte de 12 ani. Asta e convingerea mea. Este păcat să mâncăm pește fără solzi? Cătă vrea să știe acest lucru. Conform legii Leviticului, somnul și alți pești fără solzi sunt considerați necurați. Noi am înțeles lucrul acesta că distinția dintre curat și necurat nu este desfințată în Noul Testament. Având în vedere faptul că în Apocalipsa, capitolul 18, versetul 4, zice a căzut Babilonul, cetatea cea mare. Hai să citim o chestie interesantă. Apocalipsa, capitolul 18, versetul 2, scuză-mă. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Dacă în Apocalipsa, la 100 de ani, după, sau în anul 100, cam când scrie Ioan Apocalipsa, la vreo 40 de ani după înălțarea Domnului Iisus Hristos, Ioan vorbește despre păsări necurate, înseamnă că distinția dintre curat și necurat nu s-a desfințat odată cu venirea Domnului Hristos. Noi credem că toate legile Leviticului, care vorbesc despre sfințirea, și dați-mi voie să mă citesc două texte, da? Te rog. În Leviticul capitolul 11, unde se vorbește despre porc, despre alte alimente pe care Biblia numește necurate, se încheie acest pasaj cu următoarele cuvinte, care sunt foarte importante. Ascultați, vă rog, dragi prieteni, după ce spune despre porc, despre viețuitoarele marine, despre, mă rog, tot peștii care n-au sol și așa mai departe, zice așa, versetul 44, să spun și versetul 43, să nu vă faceți urâcioși prin toate aceste târătoare care stră, să nu vă faceți necurați prin ele, să nu vă spurcați prin ele, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Voi să vă sfințiți și fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Să nu vă faceți necurați prin toate aceste târătoare care stră pe pământ, căci eu sunt Domnul. Și așa mai departe. Observați care este expresia. Nu vă faceți necurați, voi să vă sfințiți și eu sunt sfânt. Iar Apostolul Petru, în întâia epistolă, Apostolul Petru, în întâia epistolă a lui, la capitolul 1 cu versetul 14, zice așa. 1 Petru 1 cu versetul
14, zice așa: ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altă dată când erați în neștiință, și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Unde este scris că fiți sfinți, căci eu sunt sfânt? În Leviticul, capitolul 11. Iată că Petru citează de acolo și zice: fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. E bine, noi înțelegem că în contextul acesta nu s-a făcut desfințarea dintre curat și necurat și noi păstrăm și aceste legi ale Leviticului care țin de mâncarea de carne curată sau necurată. Nu pentru că neapărat ce înseamnă lucrul ăsta din punct de vedere medical, ci pur și simplu pentru ce a zis Dumnezeu. A zis Dumnezeu așa, facem așa. Cornel, îți mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile din această seară. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit, chiar dacă ați întâmpinat dificultăți pe pagina noastră de Facebook. Întrebările iar sunt într-un număr foarte mare. Săptămâna viitoare fiți tot aici pe A7 TV. Vom încerca să răspundem tuturor celor care ne-au scris în această seară și dacă avem suficient timp, vom încerca să răspundem și la întrebări din live. Așadar, vă doresc o seară plăcută și să ne revedem cu bine vineri la ora 21, când răspunde Biblia.